Salutare fratelor și bine m-am regăsit. Astăzi vreau să mai facem niște modificări mașinii mele, mai exact pui lui de Ferrari. Hai să vi-l arăt și vouă și să vă zic ce modificări vreau să-i fac astăzi. Așa că, hai, stați pe acest vlog, dați like, abonați-vă, dacă nu ați făcut deja, desigur. Și hai să trecem la treabă. Puiul de Ferrari. Așa, hai să vă zic ce modificări vreau să-i fac. Prima și prima oară i-am scos ștergătorul. O să vă pun aici o imagine cum arăta cu ștergător. Și fără ștergător, eu zic că arată mai bine, nu? Are prezență. Ia să arăt și vouă. Și să încerc să-i scot și bucata asta de fier aici. Să văd cum îl scot. O să-i desfac șurubul, desfac și portbagajul și vedem cum îl scot de aici. Da, cam asta este, fraților, mașina. Acum, uitați cum arată. Bun, acum hai să vă zic ce vreau să-i fac. Vreau să-i vopsesc jantele, fraților. Îi le fac negre. Am cumpărat spray negru și lac. Și să vedem ce iese. Ele mai au niște lovituri, niște zgrieturi. Și dacă le vopsesc negre, iar roșie, cred că dă în mare fel, nu? Hai să vedem ce iese. Și a doua la mână, vreau să-i vopsesc și etrierii cu galben. Că e specific Ferrari, nu? Și cu jante negre și etrieri galbeni, o să se vadă criminal, zic eu. Frumos. Și mașina arată acum așa. Și hai să desfac roțile, să dăm totul jos și revenim mai târziu. O să vă las și vouă un video cum desfac toate roțile și cum vopsesc. Hai, revenim. Stați, și încă ceva. Hai să vă arăt ce spray am luat. Halo! Ce spray am luat. Și cu ce vopsesc eu, etrierii și astea. De pe Autodoc, fraților. Da, nu este nicio reclamă. De pe Autodoc iau toate piesele pentru mașini. Ce mai fac eu? Avem aici un ștergător. Uitați ștergătorul de pe spate care l-am scos. Hai să vă arăt acum cum se vedea. Hop, 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 hop. Să se închidă. Uitați și voi cum se vede. Să-i punem aici. Hai, stai aici. Așa, ca fapt divers. Uitați-vă și voi. Nu dădea bine, dădea a veche așa, dădea a mașină veche. Chiar nu se vedea bine, uitați-vă și voi. Cât de rău se vede. Și fără altă viață. Bine, trebuie să dispară și țumburcul ăla de acolo și o să fie altceva. Da, sărgător. Da, cu noi. Bun. Așa. Și hai să vă mai arăt. Așa. Asta pentru etrier. Am mai folosit vopseaua asta la Opel. Am vopsit tot așa etrierii și a fost chiar bună vopseaua și rezistentă. Și astea de la K2 sunt foarte bune. Uitați și voi, K2 pentru jante, vedeți? Sper să se vadă bine, nu știu, sper să fie o seama bună pentru jante. Pentru etrieri chiar a fost perfectă și rezistentă și se vedea și bine. Am aici lac și mai aveam un lac. Asta e pentru mașină. Vreau să-i dau aici, vedeți? E exfoliată. Lac aici și aici mat. Și cu ăsta zic că o să se vadă bine. Cred, nu știu, vedem. Vedem, dar la urmă. Hai să vopsim ce e important. Jantele, ce mai avem pe aici? Am hârtie să acopăr zonele care nu vreau să le vopsesc. Așa. Și cam asta e vopseaua și cu un ștergător pe față. Na. Hai, revenim, fraților. Da, fraților, prima oară am să vopsesc etrierii și după jantele. Trebuie să-i curăț un pic cu o perie de sârmă sau să văd cu ce găsesc, nu am perie. Văd cu ce curăț un pic, dar mare chestie nu o să ia de pe ei. De murdar nu sunt murdar, dar sunt ruginiți. Îi șterg un pic. Așa, pe față, să vedem, discuri noi. Și plăcuțe, tot noi, da, hai să începem, să izolăm spațiul care nu vrem să-l vopsim
și să vopsim doar etrierul. Hai, revenim mai târziu. Da, și să vă zic, fraților, cu hârtie de cuptor izolez spațiul care nu vreau să-l vopsesc, discurile și cu șuruburile astea pe aici și cu scoci. Hârtie de cuptor și cu scoci. Hai să izolăm partea care nu vrem să vopsim și revenim. Gata, fraților, uitați ce bine am acoperit zona care nu vrem să vopsim. Perfect. Folie de cuptor, de cop de asta, acoperit foarte bine și și rezistentă. Nu se rupe. Aici voi, perfect. Și vopsim doar etrierul acum. Da? Vedeți, da? Perfect. Și acum îi dați cu spray-ul. Hai să vă arăt. Hai să vă arăt și vouă cum facem. Trebuie agitat bine ca să se amestece vopseaua cum trebuie, să nu aveți probleme după. Acum așteptăm 10 minute ca să mai usuce și după aia mai dăm un strat, chiar și două straturi, că dacă îi dăm acum o să curgă toată jos, se usucă și mai dăm un strat după. Da. De fapt, ce zic eu, până se usucă aici un pic, vopsim spatele. Am izolat așa aici frumos, vedeți, nu mai aproape așa, da, perfect. Vedeți. Și nu mai trebuie să pun scoci. Se modulează perfect hârtia asta de copt. Și hai să vopsim. Da. Așteptăm. Se usuce și aici. Să vedem finalul. O să se vadă bine, zic eu, și cu jantele negre. Fraților, cam bate puțin vântul și e nașpa, ne-am dus aici, dar iesă. A, din ce în ce mai bine. Are formă mașina. Se vede altfel. Vedem la urmă finalul. Hai să mai dăm și aici un pic. Deocamdată lăsăm să se usuce. Trebuie să curgă, vedeți, da? Așa. Uitați. Da, și să se usuce mai bine. 10 minute stăm așa și după aia mai dăm o mână. Hai, mă focalizează. Revenim mai târziu. Fraților, m-am gândit mai bine, că am bate vântul afară și nu prea e bine să vopsești acum, mai ales jantele. Și m-am gândit să-mi iau duba de la curierat, să vin cu ea aici, le bag în dubă jantele și le vopsesc acolo. Voi ce spuneți? Nu? Stau la dos acolo, le las până diseară să se usuce, aici pe mașină pun alte jante, cam de tablă în garaj, și pe alea le las în dubă, chiar și o zi le las acolo, se usuce bine, e și dos și cred că e mai bine așa, nu? Bate vântul, se pune și mizerie dacă le vopsesc aici afară și nu știu dacă se prinde cum trebuie, așa că vin cu duba, le bag în dubă și încep să le vopsesc, cât se usucă etrierii. Revenim. Păi bun, fraților, acolo am terminat, așteptăm să se usuce. Astea două jante le iau acum și le pun în dubă, am pregătit duba acolo. Hai să vă arăt, am izolat aici căpăcelele, frumos, am căpăcele roșii și să nu le murdărim și să mai poată desface după dacă dai vopsea. Așa, și aici am izolat frumos. Duba am pregătit-o pentru vopsit, camera de vopsit, adică. A, cea mi-a făcut este aici. Așa, am pus aici un de scoci să țină. Și aici voi pune jantele imediat și voi da drumul la vopsit. Bun.
Camera de obstacol gata. Iau jantele de acolo și le băgăm aici. Hai, trecem la treabă. Să închidem ușa ca nu o să obosesc, aprind becul și trecem la treabă. Hai, pun se usucă aici, intrăm în după. Da, fraților, nu am pregătit atât de bine aceste jante ca și voi și eu. Această mizerie nu se ia de aici, am frecat-o cât am putut. Bine, dacă mai insistam, poate le curățam bine, dar le vom fisc așa, vedem ce iese. N-am nici timpul necesar ca să facem totul ca la carte, înțelegeți voi? Așa că le vopsesc așa, cum sunt ele. Asta e uscat aici, abia am frecat eu, dar greu se ia. În rest, ele sunt curate, șterse tot. Hai să trecem la treabă atunci. Vedem finalul. Și normal trebuie izolat și cauciucul, să nu dau pe el, dar voi încerca așa, n-am estilă să stau să pun acum hârtie pe cauciuc. Normal pe internet am văzut că puneau niște cărți de joc frumos așa, pac, și după aia vopseau. E interesantă chestia cu cărțile de joc, dar nu am în dotare, așa că voi încerca să le vopsesc așa, dau și pe cauciuc, ce e tot negru. Vedem, ce va ieși, va ieși. Hai să încercăm. Stai așa, frate, am uitat să scot capacele. Am uitat să scot capacelele alea mici. S-a stricat. Gata, fraților. Mamă, cât de bine iese. Ce spuneți? Am întrerupt filmarea că m-a căutat cineva și am uitat să mai dau drumul la cameră când vopseam. Dar uitați și voi. E și lucioasă, trebuie să mai dau cu lac, dar am și lac și o să dau și o mână de lac așa la final. Dar acum și am astupat și toate zgârieturile, loviturile, uitați și voi, de bine. Aștept un pic și mai dau o mână după. Hai, revenim. Mama, abia aștept să le montez pe mașină. O să dea bine rău. Da, spuneți în comentarii ce părere aveți. Da, fraților, eu am cumpărat 4 bucăți de astea pentru jante. Dar se pare că un spray va ajunge pentru 2 jante. Așa că voi cumpărați 2 spray-uri și va ajunge pentru toate 4 jante. Așa că, ce părere aveți? Scrieți în comentarii dacă vă place cum au ieșit. Chiar se merită. Spray-ul de la K2 e chiar ceea ce trebuie. Vedeți, conține și lac. Dar am și un spray cu lac și o să dau și un lac așa pe deasupra. Dar nu e nevoie. Vedeți că are lac, nu e mat. Dar ca se vadă mai bine, mai dau și un lac. Așa că, revenim. Hai să vă arăt. Vedeți aici? Nu sunt loviturile, dar trebuie să mai aplic un strat și o să mai dispară. Uite așa aici o lovitură. Dar cât de cât le acoperă. Da, eu zic că se vede fenomenal. Like! Deci am terminat cu astea două. Lăsăm se usucă aici, le lăsăm o zi întreagă să iasă ca la carte. Asta e pentru ca să filmez. Hai să vedem ce fac etrierii noștri. S-au uscat, da. S-au uscat. Nu în totalitate. Am să pun jantele de tablă și le scot și pe celelalte două de acolo. Vopsim și etrierii, după aia vopsim în dubă și jantele. Revenim, fraților. Hai să vedem, fraților, cum a ieșit. Le montăm pe astea aici. Hai să vedem. Mamă, s-a dus și pe bici. S-am ferit. Am zis că am izolat când trebuie, dar nu prea. Le-am izolat când trebuie.
Dar se vede șmecher. Nu știu, Sergiu, ce fraților? Așa, se duce singur. Se va duce singur. Da, ce spuneți? Bine, stai să pun jantele, după o să vedeți. Scoatem și de aici. Bac, bac, bac. Ia să vedem. E treabă bună? Sau? Aici e bine. Am dat pe disc. Frumos. Da. Eu zic că se vede ok. La viteză așa, hoțite. Nu dați seama că se putea și mai bine să le dai jos, să le usești ca la carte, dar așa, direct în mașină, eu zic că e ok. Ia uitați cum se vede de la distanță. A? Ferrari adevărat sau nu e Ferrari? Hai, spuneți acum în comentarii. Și eu care am zis că am căpăcele roșii. De fapt au fost roșii, dar s-au decolorat de la vreme. Așa că le voi face din nou roșii cu acest spray. Tot așa de triere, dar cred că o să iasă ceva frumos. Ia să vedem. Hai. Da, fraților, și pe partea asta, la altă, să încerc altă metodă. Am acoperit doar discul și o să vreau să observ și asta aici. Și am acoperit și șuruburile, da. Să-mi dau pe ele. Că la mine e sistemul ăsta de prindere. Și vreau să vopsesc asta, să văd cum se vede, dacă se vede mișto, desfac și în partea aia și mă vopsesc. Acolo am vopsit doar etrierul. Mamă, ăsta e nou aici, nici nu mai trebuie curățat. Da, hai să vopsim și să terminăm și pe partea asta. Și aici cum trebuie tot, sper să nu mai dau pe disc. Hai, revin. Deocamdată lăsăm atât și după mai revenim. Hai să dăm și acolo. Și revenim după. Bun. Ne-am izolat și hai să începem procesul de vopsire. Agităm bine spray-ul. Perfect. Și începem. Scoatem căpăcelele. Le scoatem că după... Dar nu le mai scot. Am le scot că după să nu fie probleme. Dar nu le mai scot. Le scot că dacă nu le scoatem, dacă vreau să le schimb după, tot le mai scot. Frumos. Trebuie vopsite și ele așa. Bun. Agitați în timp ce vopsiți, pentru că rămâne fără presiune. Călătoream popa, ei călătoream popa, mai șmechere. Ce viva, ce chestii trăiești. Asta e aici. Asta e bun. Da, fraților, cum vi se pare? Ce spune de manopera mea?
Eu zic că cu acest spray chiar faci treabă. Acum vreau să vedem și rezultatul final, adică acum na, se vede bine. Dar când se usucă perfect, atunci vedem cât de bun este acest spray. Vedem. Așa că așteptăm să usuce, la asta mai dau un strat și revenim. Bun, luăm o pauză aici, se mai usuce. Hai să mai dăm un strat aici și acolo. Eu zic că se vede foarte bine, fraților, așa, nu? Da, cred că o să desfac și în partea aia de altă, să usuce și acolo. Îmi place cum se vede. Și acum, fraților, vreau să aplic acest lac pe jante. Vopseaua care am dat are un pic de lac în vopsea, dar vreau să vadă mai bine, așa că vreau să dau cu lacul ăsta. Vreau să plopez un pic aici. Vedem, vede. Vedem, se vede bine, nu se vede bine, și cam se usuce. Dacă e ceea ce trebuie. Cred că da. Fraților, mai am și acest lac de la K2, dar am vrut să nu-l folosesc pe acesta. Asta am vrut să mai dau pe mașină și am să-l folosesc pe asta. Dar nu prea îmi place. Uitați și voi cum curge așa, adică nu rămâne cum trebuie, uite. Când se usucă, nu e ceea ce trebuie. Hai să facem un test și ăsta, din cum se vede. Și cu ăsta o să dau aici, partea asta la altă, da? Acolo și aici. Cam bante vântul. Vede diferența numai când aplici stratul. Asta e mai gros, așa cum să zic. Se vede parcă altfel, nu știu. Dăm și un pic aici. Hai să vedem, să aplicăm un pic. Și să vedem rezultatul de acolo și aici. Aici de asta usca, dar parcă e ceea ce trebuie. Aici nu s-a uscat. Da, fraților, uitați aici la negru, ne-am dat cu K2. Se vede bine și aici na, se scurge, aici nu se vede bine, nu știu de ce. Pentru că e și materialul ăsta nașpa. Dar uitați aici la negru, se vede bine și aici. La ăsta, băi, și aici s-ar vedea, nu e nici să nu e așa rău, uitați pe aici cum s-a uscat. Numai că nu te prea mult și curge. Da, nici să nu e prea rău. Adică amândouă sunt bune, dar ăsta cred că e mai bun ca ăla. Da, acum care o fi, nu contează. Hai să dăm pe jante și revenim. Da, fraților, am ales să dau cu ăsta, pentru că K2 vreau să mai dau pe mașină, că mașina mai este exfoliată. Și am dat cu ăsta. Dar văd că pe jante se vede bine. Restul le-am dat pe toate, a rămas doar asta să o dau. Și se vede bine. Ai, mai ceva ca la Vivacy Lader. Ce doream, popa. Uitați aici, la Cristi Bor. Veniți la Cristi Bor și vopsiți jante. Că uitați ce iese. Și m-am hotărât acele căpăcele. Vreau să le fac cu galben. Nu știu de ce nu m-am gândit mai devreme. Le fac galben imediat. Și galben cu negru. Și cu etrieri galben. Cum credeți că se vede? Forță. Hai, revenim cu finalul. Oare să mai fac galbene, fraților? După ce am dat cu negru? Dar s-a uscat. Hai să vedem. Meserie. Așa. Meserie. Toate culorile, fraților, ce să mai... Abia aștept să văd finalul. O să se vadă. Hai, le mai las un pic să usuce și mai dau un strat. Mamă,
ce frumos se vede. Ce spuneți, fraților? Bombă. Este? Așa, partea cealaltă. Ia uitați. Ferrari. Aici n-am dat disc. Ce spuneți? Hai, mai bine de atât. Nu se putea. O să fie mai greu când o să desfacă ăștia plăcutele să le scoate. Dar asta este. Se vede șmecher de șmecher. Nu se pun jantele, să vedeți. Hai, jantele o să mai dureze până se usucă. Și revin cu finalul și gata, că lungim vlogul prea mult. Ia uitați, fraților, cum a ieșit. Este seară, am lăsat o zi întreagă să se usuce. O să nu avem probleme. Dar frumos, lucioase. Uitați-vă și voi cât de bine au ieșit. Și căpăcelele, uitați-vă și voi. Ce idee bună am avut să le vopsesc galben. Astea sunt jantele. Negru lucios. Frumos, nu? Le vedem pe mașină când le montez. A, și încă ceva. Am uitat de căpăcele. Astea mici. De la ventil. Le-am vopsit aici. S-au prins cu tot cu hârtie. Dar n-are nimic. Uitați și voi. Așa le punem direct. Frumos. Uitați-vă și voi cât de bine dă. Negru, galben și roșu. Mamă. Ia uitați-vă. Super, super șmecher. Au ieșit. Și gata, fraților. Revin cu a doua zi. Vreme urâtă astăzi. Dar am lăsat jantele să se usuce bine, ca să avem un rezultat foarte bun. Și ce o să vă arăt eu astăzi o să fie wow, credeți-mă. Acum sunteți pregătiți să vă arăt rezultatul? Haideți! Fraților, ce spuneți? Vă place? Eu zic că a ieșit ceva super. Nu mă așteptam la acest rezultat. Sincer să fiu, chiar și am rămas uimit. Se vede foarte, foarte bine. Aceleași jante, numai că un pic de vopsea pe ele. Etrierii vopsiți și uitați și voi ce rezultat a putut ieși. Da, dacă vreți să faceți și voi chestia asta, ați văzut cum am procedat și eu, cum am făcut. Puteți încerca și voi și uitați ce rezultat vă iese. Așa că, fraților, dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, să vă abonați la acest canal dacă nu ați făcut deja. Eu sunt Cristi Panainte, Bor, și până data viitoare, fraților, multă baftă tuturor! Pa!